Permiteți-mi să vă citesc câteva cuvinte din Scriptură. Potrivit cu sărbătoarea de astăzi, un moment extrem de frumos și de special, atunci când Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a ales să intre într-un mod așa cum numim noi triumfal în Ierusalim, arătându-și originile sale de împărat divin. Vreau să vă citesc câteva cuvinte care se găsesc scrise la Luca, capitolul 19, începând cu versetul 29 până la versetul 40, haideți cu luarea minte să ascultăm acest cuvânt al Bibliei care spune așa. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese retrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și-așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga amin. Vă invit cu mult respect să ocupați locurile. Dragii mei, preț de câteva momente, permiteți-mi să stăm în jurul Evangheliei și în dimineața aceasta, în fața unui moment pe care noi îl comemorăm și de care ne aducem aminte an de an și nu numai, în moment în care Domnul a intrat în Ierusalim într-un mod mai aparte. Momentul acesta al intrării Domnului în Ierusalim, pe care vi l-am citit, n-a fost singurul și n-a fost pentru prima dată când Domnul a intrat în Ierusalim. Eu am să vreau să vă vorbesc în această dimineață și să vă explic puțin contextul, uitându-ne la câteva categorii de oameni, două categorii de oameni și două atitudini de la două categorii de oameni să nu facă parte din viața noastră, iar la a treia categorie să putem să spunem: Doamne, ajută-ne așa să fim și noi. Dar vreau să vă zic, prima dată când Domnul a intrat în Ierusalim a fost la 12 ani, atunci când s-a dus alături de părinții lui la sărbătoare, și găsim asta în Luca 2. Mai apoi îl vedem pe Domnul în Ierusalim, în Ioan 2, alături de ucenici, când intră și face, dacă vreți așa, prima curățare în templu. Apoi îl vedem din nou pe Domnul în Ioan 3, când stă de vorbă, tot în Ierusalim, cu Nicodim, care vine noaptea, în secret, să stea de vorbă cu Iisus Hristos. Apoi îl vedem pe Domnul în Ierusalim la un praznic al iudeilor. Aici, în contextul acesta, ne e relatată și scăldătoarea de la Betesda. Apoi Domnul e din nou la Ierusalim, la sărbătoarea corturilor. Și aici Domnul o iartă pe femeia prinsă în preacurvie și totodată vindecă un orb. Îl mai vedem pe Domnul în Ierusalim la sărbătoarea luminii. Domnul a fost de câteva ori în Ierusalim și a intrat și a mai intrat în Ierusalim. Dar acum de această dată Domnul intră aparte, pentru că vă spuneam și mai devreme, alege să arate într-un mod subtil, sublim, dar impecabil, faptul că el nu e oricine, că nu e doar unul care, de la care oamenii pot să consume, să consume minunile lui, să consume vindecările lui, faptul că le-a dat de mâncare și că își dorește de la om mult mai mult,
că el are o împărăție, că e un împărat și pentru că e un împărat are o împărăție. A intrat și deseori se intrau atunci când vineau mai ales cât un alt împărat în vizită la Ierusalim și nu numai cei de-ai casei. Când intrau în Ierusalim, intrau de fiecare dată așa într-un mod foarte triumfal, pe cai mari, puternici, cu mult alai care se înconjoare. Aici a fost tot ceva de genul, numai că nu era calul acela mare, nu era alaiul acela forțat oarecum. Și Domnul a vrut să arate și subliniați, vă rog, aspectul acesta extrem de important, originea sa divină. Vă aduceți aminte ce l-a întrebat Pilat? Tu ești un împărat, așa-i, da, sunt. Numai că împărăția mea nu-i de aici. Și se tot uită Pilat mirat și zice, da mă, nu-i împărăția ta de aici, că nu văd, da, un împărat, zice Pilat, un împărat tot ești. Și a zis, da, sunt un împărat. Și a intrat ca un împărat, într-un mod extraordinar acolo în Ierusalim, doar că în stilul propriu, pentru că a vrut să dea o lecție de urmat și pentru generațiile următoare. Dar în momentul în care Domnul a intrat în Ierusalim, acolo au fost câteva categorii de oameni, ca peste tot. Pentru că întotdeauna când se întâmplă ceva, oamenii se împart în diferite categorii de oameni și foarte important, tu, eu, dumneavoastră, din ce barcă facem parte? Vrând nevrând oamenii se împart, vrând nevrând oamenii sunt cu idei diferite, nu vreau să fac o foarte mare referință că nu e treaba noastră, dar uitați-vă numai în vremea asta în care se apropie alegerile și vedeți pe oameni cât îți de împărțiți, cât îți oamenii de sfărâmițați așa, unii cu aia, unii cu aia, aia țin cu aia, bă, părerea lucutare, argumente pro și contra, pentru că așa e de fiecare dată, oamenii se împart, ia spuneți dumneavoastră, luați-vă soția și copiii și vă puneți așa și să vedeți, no, ia spuneți-mi voi cum să facem noi să mai mutăm mobila prin casă. Și o să vedeți că vă împărțiți în câteva categorii de oameni. Unii vor acolo, alții vor acolo, alții vor acolo, pentru că așa a fost și atunci. Oamenii s-au împărțit în câteva categorii. Dar e foarte important, noi ca și oameni, uitându-ne la aceste trei categorii de oameni, voi aminti eu, pe primele două nu vreau să mă axez prea tare, o să vreau pe a treia să mă axez cât de tare se poate, dar oamenii s-au împărțit în aceste categorii, au făcut parte din aceste categorii, dar nu toate aceste categorii de oameni au fost bune, au avut ceva în comun cu Dumnezeu și cu divinitatea. În momentul în care Domnul a intrat în Ierusalim, după ce a mai făcut două lucruri excepționale, Domnul înainte să intre în Ierusalim a trecut prin Ierihon, îl vindecă din nou un orb, îl vindecă pe Bartimeu, se duce în casa lui Zacheu și îl mântuiește pe Zacheu. Imaginați-vă-l pe Domnul ca în drumul lui, înspre a-și arăta divinitatea și faptul că e un împărat și un rege, n-a stat degeaba, de fiecare dată a fost extrem de preocupat să-și facă partea ca oameni să aibă parte de mâna puternică a lui Dumnezeu, ca oamenii să aibă parte de mântuirea lui Dumnezeu. În drumul spre Ierusalim, Domnul a mai vindecat un orb, l-a mântuit pe Zacheu, pentru că inima lui Hristos bătea pentru oameni, pentru suflete și a zis și intrarea, dacă vreți, în Ierusalim, e tot pentru oameni, ca să înțeleagă în cine trebuie să creadă, că pot să creadă într-un împărat puternic. Păi și astăzi, oamenii își pun încrederea în anumiți oameni, pentru că au o anumită putere și spui, băi, eu îl cred pe ăla că ăla poate, totul în mâna lui. Domnul a intrat în Ierusalim, mai ales după ce a făcut două minuni extraordinare, o mântuire și o vindecare puternică, care a rămas în istorie ca un răsunet. Dar în momentul în care Domnul a intrat în Ierusalim, vă spuneam, oamenii s-au împărțit. Și vreau să vă spun despre prima categorie de oameni și m-am oprit, eu vrând nevrând, îi vezi, n-ai cum să nu-i vezi, îs foarte vizibil, îs acolo, Biblia vorbește despre populația Ierusalimului din momentul ăla. La un moment dat, Biblia vorbește despre noroade, mulțime, îi numește în diferite forme, noroade, mulțime, la un moment dat spune și de ucenicii lui Iisus. Acum când vorbește de ucenici, să nu cumva să vezi că erau doar cei 12, erau ucenicii lui Iisus care s-au adunat de-a lungul timpului și s-au alăturat acestei lucrări frumoase. Doar că marea problemă la această categorie a populației din Ierusalim, care n-au fost puțini, ei erau în preajma sărbătorilor pascale,
Și oamenii veneau la Ierusalim din toate părțile în momentele alea și în zilele acelea. Vineau pentru a fi parte la sărbătoare și se spune că erau aproximativ 1 milion de oameni care au venit din provincie. Vă imaginați ce aglomerație era în Ierusalim? 1 milion de oameni care doar au venit, plus locuitorii Ierusalimului. Ce forfotă era acolo! Adică atunci când Domnul a intrat în Ierusalim, n-a fost așa doar un grup ușor, micuț, care hai să strigăm și noi ceva, să facem o mică galerie. Nu, erau oameni mulți, norodul, mulțimea. Biblia vorbește despre norod, despre mulțime, oameni mulți care au fost parte. Dar ca în orice situație, există la un moment dat niște lideri de opinie, în care la un moment dat oamenii strigă, își pun partea lor, și fiți atenți la aspectul acesta, își pun partea lor, își pun părerea lor, își pun dorința lor, își pun viziunea lor. Populația Ierusalimului, categoria asta de oameni, are o problemă mare datorită faptului că a fost una dintre cele mai instabile și naive populații din vremea aia și nu numai. Pentru că acolo au fost oameni care au strigat și au strigat așa: Osana fiului lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, și toată mulțimea striga. Și-au dat hainele jos de pe ei, le-au pus pe pământ, au luat ramuri de finic, le-au așezat, bucurie mare, imaginați-vă contextul, bucurie mare. S-o fi găsit câțiva care au strigat: Osana fiului David, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, bucurie, toți au început să aclame, să strige. Unii poate nici nu știau despre ce e vorba, unii care poate au venit în Ierusalim din alte părți, nici nu-L cunoșteau pe Iisus Hristos deloc, au început să strige, să aclame, să zică: ce mare zi, ce frumos moment, bă, n-au făcut rău aici. Aici erau niște lideri de opinie care i-au dus într-o direcție bună, care i-au pus să strige ceva bun, care i-au pus să strige ceva frumos, aici n-au făcut rău. Marea problemă e că aceeași mulțime, la câteva zile distanță, sau mulți dintre ei, la câteva zile distanță, corupți și naivi, de o altă clasă de oameni care la un moment dat au luat privirile de pe bucuria intrării lui Hristos în Ierusalim și au făcut pe oameni să strige: răstignește-l și-l dă la moarte. Pentru că una din categoriile găsite la intrarea Domnului în Ierusalim era categoria asta instabilă și naivă. Dragii mei, Hristos mai vrea să intre în inimile oamenilor. Dar marea problemă și în generația asta e că diavolul reușește să-i facă pe mulți oameni instabili. În loc să se bucure și să rămână în mintea și în viața lor cu acea bucurie: Hristos a intrat în inima mea, am strigat într-o zi din toată inima, El este Dumnezeul meu, binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului. În loc să rămână oamenii așa, deseori sunt foarte instabili și naivi și vin alții, dar cum se spunea mai devreme, acei dușmani trimiși de diavolul cu ohortele străine la nivelul minții și a inimii, care destabilizează viața omului. Și omul care altădată a strigat: binecuvântat să fie Domnul, poate prin instabilitate și prin naivitate, la un moment dat se duce în panta cealaltă să-l ocărască și să-l dea la moarte pe Hristos. Ăsta e un pericol major și în generația noastră. Oameni instabili au fost și atunci. Din păcate, oameni instabili sunt și astăzi, oameni naivi de societatea asta. Pentru că noi am spus într-o zi lui Dumnezeu: te vom sluji toată viața și mă voi ține de Hristos cu tot ce sunt eu. Și uneori vine societatea și omul, dacă nu e stabil, dacă nu e rădăcinat bine, și omul dacă nu rămâne pe picioarele lui, societatea cu tot ce are ea, din păcate tot mai stricată și mai secularizată, vine să-l destabilizeze pe om și în loc viața omului să strige: Dumnezeul e Dumnezeul cel adevărat, începe să strige cu viața: dă la moarte cu el, dar nu ne-l mai trebuie, dar du-l de aici, dar să nu-l mai vedem. Ba mai mult de atât, începe să strige cu viața: dă-ne altceva. Au început să strige, acea populație instabilă și naivă. Au început să strige după ce au strigat Osana fiului David, au început să strige: dă-ne-l pe Baraba. Bă, oameni buni, dă-ne-l pe Baraba. Bă, l-au jefuit atâtea case, au avut atâtea de multe momente ciudate, eu nu vreau să le rostez de aici de la amvon. A făcut atât de mult rău
rău, a distrus atât de multe familii și vieți. Nu contează, dă-ne-l pe Baraba. Păi voi ați stricat, Pilat parcă încerca să-i stabilizeze într-un fel sau în altul. Bă, oameni buni, rămâneți stabili. Păi rămâne stabil la ce ați strigat mai devreme. Nu dați de pământ cu ce ați strigat mai devreme. Dragii mei, trebuie să fim atenți în dimineața aceasta ca nu cumva instabilitatea vremurilor acelea să cuprindă și inimile și viețile noastre. Noi am spus într-o zi în apa botezului, îl vom sluji pe Domnul până la moarte, și am strigat într-o zi cu atitudinea noastră, cu momentul în care ne-am lăsat scufundați în apa botezului, în moartea lui Hristos, mai apoi scoși din apă spre înviere la o viață nouă cu Dumnezeul puternic. Noi am strigat și am zis, ne angajăm să-L slujim pe Cel Atotputernic. Ne angajăm să rămânem lângă un Dumnezeu mare. Ne angajăm să ținem de rânduiala sfântă a lui Dumnezeu și viața noastră să strige în fiecare zi, binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. O, vă rog, nu vă lăsați destabilizați de vremurile în care noi trăim. Nu vă lăsați destabilizați de cele lucrurile aparent noi care apar, care la un moment dat strică și distrug sufletele oamenilor. O, Dumnezeu are nevoie de oameni stabili, care atunci când strigă, îl voi sluji pe Dumnezeu până la moarte, să se vadă asta în fiecare moment al vieții lui. Știți ce a zis Iosua? Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și strigătul acesta lui Iosua a fost mai apoi poate cu o luptă să-și păstreze casa. Da, trebuie uneori să luptăm, să ne ținem departe de ideologiile străine, ca să rămânem la ceea ce am strigat, îl vom sluji pe Dumnezeu până la finalul vieții noastre. Să știți că e aceeași luptă a diavolului să-i destabilizeze pe oameni. Diavolul nu-i foarte, foarte supărat că tu astăzi în biserică strigi Osana. De cumva știe că te poate destabiliza când ai ieșit afară, nu-i chiar atât de complicat că ai strigat Osana. Diavolul la un moment dat se sperie în momentul în care îi vede pe oameni care rămân stabili și spun așa, nu-s naiv. Eu nu mă las de dus de ideologiile vremurilor. Eu nu mă las, dacă vreți, de progresismul ciudat și din punct de vedere spiritual, în care unii vin și spun că aia nu mai e păcat, că aia nu mai contează, că Dumnezeu nu se uită chiar la detaliile alea. Ba da, permiteți-mi să vă spun în dimineața asta, Dumnezeu e un Dumnezeu al detaliilor. Se uită Dumnezeu în detaliu la viața noastră și viața noastră trebuie să strige Osana în fiecare zi. Nu vă lăsați destabilizați de oameni care la un moment dat iasă din parametrii Bibliei spunând că nu e o problemă, spunând că nu e o problemă. Eu am trăit la un moment dat o experiență. Eram tânăr slujitor. Cineva m-a sunat să-mi spună o situație, nu o să intru în detaliu, o situație a vieții, în care aștepta să-i spun că da, e bine ce face, că nu e așa de mare problemă, că acum se înțelege situația, că și Dumnezeu o înțelege, doar că noi toți vedem situația. La un moment dat cineva mă sună pentru faptul că eu nu aveam atunci posibilitate să sun înapoi, i-am zis lasă-mă să răspund repede ca să nu pierd acel telefon, mă suna un frate, eram și mirat că mă sună, nu mă sunase de multă vreme. Și ascultați ce îmi spune la telefon. Frate Alin, nu știu ce faci acum, dar tu trebuie să investi pe oameni întotdeauna să strige spre Dumnezeu și despre Dumnezeu. Și am zis da. Și zis, ascultă-mă bine, a zis el. Dumnezeu mi-a spus să spun așa, acum. Nu da dezlegări, că le vei plăti tu în viață. Pentru faptul că uneori în vremurile noastre, oamenii vin și spun, nu-i problemă. Las, calcă peste rânduiala Bibliei. Nu-i problemă că ai strigat într-o zi Osana și îl voi sluji pe Dumnezeu în curăție de inimă. Las că acum putem să facem ceva. Dragii mei, ascultați-mă. E atât de complicat când oamenii fie învață pe alții, fie ei. La un moment dat nu mai strigă Osana și strigă răstignește-l. Tocmai de aceea în viață e extrem de important să rămânem stabili în parametrii Bibliei și a lui Dumnezeu. Să mă rămâne mereu în rânduiala Sfintelor Scripturi și nimeni și nimic să nu ne scoată de aici.
Dragii mei, cuvântul acesta sfânt al lui Dumnezeu trebuie citit, cunoscut, meditat și trăit obligatoriu. Fără de a fi trăit cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, diavolul va destabiliza pe om. În stare mulți care cunosc, dar nu-l trăiesc, nu-l pun în aplicare. Cunosc, da, du-te, cere-i sfaturile, ți le va da cele mai impecabile sfaturi. Nu-i greu să dai sfat cuiva, e mai greu să-i arăți cum se face. Nu-i greu să-i spui unui om să ierte, e mai greu să-i arăți cum se face. Nu-i greu să-i spui unui om să strige Osana, e mai greu să-i arăți cum se face ca să poată să strige Osana. Și populația asta a Ierusalimului s-a lăsat tare destabilizată. Au fost câțiva care au strigat Osana fiului David, au început toți să strige. A fost primul care și-a dat bluza jos, ori început toți să-și dea, unii să-și dea bluzele jos. A fost unul care o tăia ramuri de finic, ori fost mulți care o tăia ramuri de finic. Dar asta e o parte bună, s-au dus în direcția bună. Dar mai apoi, dragii mei, au venit alți lideri ai vremurilor care au destabilizat pe cei care au strigat Osana și au făcut să strige răstignește-l, întăreau. Prin acest strigăt răstignește-l, întărea o sentință grea pe care ei au cerut-o, sângele lui, să cadă asupra noastră și asupra copiilor, copiilor noștri. Și ăștia la alții au strigat, răstignește-l, și ăștia au zis, sângele lui să cadă, și ăștia au strigat, răstignește-l, vă dați seama cât de destabilizați au fost oamenii ăia? Pentru că orice destabilizare produce pagube majore. Destabilizarea lor din momentul ăla, faptul că au fost naivi și duși de val, suferă generații la rând până în ziua de astăzi. Pentru că destabilizarea, când nu mai rămâne omul pe traiectoria lui Dumnezeu în capul oaselor, când omul nu mai are puterea să spună, nu mă lup până la sânge, nu contează, eu rămân înaintea lui Dumnezeu, dacă toți s-ar duce, eu rămân acolo înaintea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când omul nu rămâne și nu luptă pentru a fi stabil, statornic, pe o direcție bună, va scrie o osândă pe care, din păcate, deseori nu o poate plăti singur. Și mai trebuie să mai vină alții să o plătească. Și o plătește casa lui, și o plătește ea din anturajul lui, și o plătește ei din jurul lui. Uitați-vă, m-am întrebat de nenumărate ori, de ce nu a trebuit să sufere numai cei din vremea aia? Și de ce poporul lui Dumnezeu a fost deseori apăsat în momente atât de crunte și de dure, numai în perioada Holocaustului? Eu în momentul în care am intrat în Israel și ne-am dus la muzeul Holocaustului, toată lumea zicea, pe acolo zice, nu o să te poți abține din plâns. Și eu am zis, du-te mă, eu pot. Mamă, ce-o fi, o fi, ce-o putut, ce poate să ne arate acolo. Și am zis, nu te poți abține. Și eu îi zic la ghid, hai să vezi că eu pot, e drept, ne doare, suntem miloși, am putut, ne punem, plângem pentru... Și am intrat acolo. Am văzut ceea ce pe mine m-a marcat prima dată. Am văzut o echipă mare de soldați înarmați, cu mitralierele legate de ei, care se plimbau și se uitau la tot ceea ce era expus acolo. Și la un moment dat am văzut o fată care s-a plecat. Este un loc așa cu geam, cu sticlă, unde undeva așa ca într-o groapă sunt băgați foarte mulți papuci care au mai fost găsiți din vremea Holocaustului. Și sunt papuși de diferite dimensiuni, de femei, de bărbați, de copilași, mai mari, mai mici. Am văzut la un moment dat o fată, una dintre soldate, era soldat fata asta, a plecat acolo jos, se dădea cu mâna pe acea sticlă, lacrimile îi curgeau pe acea sticlă, m-am uitat și eu. Și la un moment dat, eu tot îl întrebam pe ghid când mi-auzeam vorbind, bă, ce zice? Și la un moment dat ea plângea și spunea, de ce ori trebuie să muriți atâția? În momentul ăla așa parcă s-a prins în mine ceva și a zis, stai bă să mă uit și eu mai profund, mai profund. Știți de ce uneori nu se naște mila noi? Că suntem prea superficiali. Și a zis, stai să mă uit un pic mai profund, stai să mă uit mai atent. Și am început să mă uit la tot ce era acolo. Am ieșit la un moment dat de acolo din Muzeul Holocaustului. Preț de câteva minute, n-or putut oamenii să schimbe multe vorbe cu mine. Eram atât de dărâmat, cu lacrimi în ochi, cu toate că eu încercam să mă stăpânesc, să mă țin de ce am promis, dar nu mi-a ieșit.
Și mă gândeam la toată trauma pe care oamenii ăia puși, știți, bucată din vagon. Și am zis, bă, în vagonul ăsta au murit oameni, asfixiați, fără apă, duși ca niște animale, au plătit scump. Pentru că cineva la un moment dat s-a lăsat destabilizat. Dragii mei, în dimineața aceasta, categoria asta de oameni să nu facă niciodată parte din inimile noastre. Noi să fim niște oameni stabili. Stabili în tot ceea ce Dumnezeu ne cere, niciodată destabilizați de diavol și de societate. Mereu stabili în tot ceea ce Dumnezeu vrea cu noi. Doi, mai fost o a doua categorie acolo de oameni care s-a citit un verset înainte acestui verset. Eu am crezut că fratele Samuel citește, dar vi-l citesc eu. Oamenii ăștia prefăcuți, farisei din norod, și auziți ce zice Biblia, Luca 19 cu 39, unii farisei din norod au zis lui Iisus, imaginați-vă, ăștia strigau, erau niște lideri de opinie, niște oameni care au învățat, că nu știau toți, au strigat 1, 2, 3, 10 și ăștia s-au luat după ei. Era acum cealaltă categorie care stătea acolo și se uita, ce strigă ăștia, mă? Ce-i cu voi, mă? Bă, opriți-vă! Nu i-au putut opri. Erau în partea bună oamenii ăștia, erau stabili în toate cele bune, nu i-au putut opri atunci. Și se duc la Iisus și spun unii din farisei, au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii, oprește-i! Adică, cu alte cuvinte, destabilizează-i! Nu-i lăsa să mai strige! Și Domnul dă un răspuns formidabil citit de către fratele Sami. Dacă nu vor striga ei, vor striga pietrele, pentru că Dumnezeu își menține stabilitatea, dacă nu poate prin oameni, prin tot ceea ce a creat, că El e suveran peste toate. Vă imaginați dumneavoastră că Dumnezeu își poate menține stabilitatea a lucrurilor, a mersului, a lumii, prin tot ceea ce a creat, dar ne face onoarea să fim și noi piloni ai stabilității în planul lui Dumnezeu? Să fiu și eu și dumneavoastră omul care să rămânem neclintiți în ceea ce Dumnezeu ne-a trasat? Dar este cea de-a doua categorie de oameni, a oamenilor prefăcuți. Și la un moment dat, din limba greacă, fariseu îi se spune ipocrit și de la ipocrit tradus din limba greacă e actor, adică omul care știe să joace teatru, omul care poate, nu știu, un om de rând în viața lui și la un moment dat joacă că e cel mai mare milionar. Și ia să joacă, dar știți, zice că e actor. Și la un moment dat Domnul vine și spune așa, luați seama în Matei 16 și păziți-vă de aluatul fariseilor, păziți-vă! Auziți, unii din farisei au zis lui Iisus, ceartă-ți norodul, și Domnul spune, păziți-vă de ăștia care vă blochează din a merge în traiectoria lui Dumnezeu. Păziți-vă de oamenii care spun una, dar fac alta. Păziți-vă, și ei erau acolo, și categoria asta era acolo. N-avea cum să o ocolesc, e din Biblie, Biblia îi amintește, s-a acolo. E una din categoriile prezente acolo. Și Domnul a zis, păziți-vă de oameni prefăcuți. O, dragii mei, știți cât e de important în viață ca noi să putem să fim oamenii stabili, oamenii care să nu trăim cu prefăcătorie niciodată? Știți cât e de periculoasă și generația asta și categoria asta, de fapt, în care, spre exemplu, omul vine și spune, și ascultați-mă bine, eu sunt cu Dumnezeu, vin la biserică, când, mă rog, vin la biserică și stau acolo pe bancă și ascult predica. Și aparent când îl vezi pe om, spui, bă, ăsta e un om bun, e omul lui Dumnezeu. Dar mai apoi când acel om iasă de aici, poate nascuns, trăiește o viață prefăcută, murdară, stricată. În minte, aici adeseori diavolul dă o luptă să ne prefacă. Domnul vrea să ne schimbe și diavolul vrea să ne prefacă ca să putem să gândim lucrurile ilegale, dar nu le spunem. Eu mă duc și le iau în brațe pe fratele Sami, dar nu-i spun că bine ar fi să nu știu ce. Nu, e frații mei, e cât se poate de ilegal. Biblia zice, păziți-vă de aluatul ăsta, că dospește și în voi, pentru că e o boală contagioasă. Dacă stai lângă oameni prefăcuți și îți pierzi timpul cu oamenii prefăcuți, vei fi și tu un prefăcut. Și Domnul vine și spune, categoria asta a fost acolo, păziți-vă de categoria asta de oameni. O, cât mi-aș fi dorit să scot asta din predică, dar, dragii mei,
Mă simt responsabil înaintea lui Dumnezeu de a trage semnalul de alarmă. Pentru că noi suntem oamenii care trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu într-un mod curat, într-un mod sfânt. Se spunea în dimineața asta, păcatul și sfințenia niciodată nu se pot asocia. Întotdeauna sfințenia e sfințenie și noi ca și oameni, dragii mei, în momentul în care ne declarăm iubirea, haideți să o și facem să se vadă, în momentul în care întindem acea mână și zicem pacea Domnului, dragii mei, haideți să o facem să se și vadă, în momentul în care zâmbim uneia de lângă noi, haideți să facem să simtă că acest zâmbet e curat, e sincer, e din toată inima. E atât de mare nevoie de oameni care să nu mai trăiască o viață prefăcută. Atât de mare nevoie. Eu m-am confruntat și m-am lovit de atât de mulți oameni în fești, dumneavoastră, la rândul dumneavoastră. N-am putut să fac nimic altceva decât să mă rog, dar îmi doresc din toată inima să-mi trăiesc viața în fiecare zi și în fiecare moment între oameni care nu trăiesc o viață prefăcută. Între oameni alături de care, cu inimile sfinte și cu viața stabilă, să strigăm către un Dumnezeu suveran și El să ne asculte, să mai mișcăm mâna lui Dumnezeu de care e nevoie, cum se spunea la timpul de rugăciune, să mai mișcăm, să mai punem glasul lui Dumnezeu în acțiune, să se mai vadă că Dumnezeul nostru e mare, de e nevoie de oameni stabili, nu prefăcuți. Aduceți-vă aminte la oamenii Bibliei și veți vedea că au avut puterea să rămână stabil. Nu uite-te la Policarp. Policarp nu a zis, până trec vremurile, ne prefacem și noi că suntem cu ei. Până când trebuie să merge să pune stămâie pe altarul cezarului, lasă că o să treacă și vremea asta. Nu-i problemă, o să treacă, ne prefacem că zicem ca ei, nu! Și noi avem obligația să fim de fiecare dată în planul și în voia lui Dumnezeu, fără de o viață prefăcută, în inima noastră sfințenia lui Dumnezeu să troneze de fiecare dată și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Dar vreau să mă opresc la cea de-a treia categorie. Și această a treia categorie a fost prefigurată și arătată de Domnul Iisus. Oamenii instabili și naivi, care îi păcălea oricine. Eu le-au spus ăștia strigați, Osana, ori strigat, le-au spus ăștia răstignește, ori strigat. Bine, și-au scris Osânda, a fost pe viitorul lor. Oameni prefăcuți care n-au strigat nimic atunci, dar fierbeau în ei. N-au strigat nimic. Farisei nu m-au dus așa la Domnul, că erau civilizați, zile să tacă. Zile să tacă. Nu, dar știți modul ăla fariseu așa prefăcut, josnic. Dar a treia categorie de oameni, în contextul ăsta, oamenilor naivi și instabili, din păcate, a oamenilor prefăcuți, care unii ziceau, alta făceau, ziceau ceva, trăiau altfel, intră bunătatea absolută, Domnul Iisus Hristos. Știți cu ce se poate combate instabilitatea și naivitatea? Cu bunătate. Știți cu ce se poate combate fățărnicia unor oameni? Ascultați-mă. Eu dacă mă duc unui om să-i spun, ești un fățarnic cu acte în regulă, uite, acolo ai făcut aia, acolo ai făcut aia, acolo ai făcut aia, și încep să-i pun pe tapet, știți ce fac din el? Dușmanul meu numărul unu. Dar știți cum pot să-i arăt la un om că e fățarnic și că trebuie să se schimbe? Arătându-i toată bunătatea de care sunt eu capabil. Dacă Hristos îi lua atunci, dispăreți de aici. Hai, voi veniți, hai, plecați de aici. Fățarnicilor ce sunteți? No. Dacă Domnul se uita la oameni și le spunea, nu mai strigați, cu oricum mâine strigați altceva. Tăceți din gură, Nu. Ceea ce se pierde în mod sistematic în vremurile noastre, se pierde bunătatea. Și oamenii uită că prin bunătate poți câștiga lupte puternice. Domnul a intrat și și-a arătat toată bunătatea Lui. Și-a arătat toată dragostea Lui. Știa în atotștiința Lui că ea vor striga peste câteva zile, răstignește. Și cu toate astea le-a zâmbit arătându-le bunătatea, nu că era un prefăcut, că dacă le-ar fi bătut obrazul cândva, aș fi spus, de ce le-ai zâmbit când a intrat? Înseamnă că ai fost prefăcut? Nu! El a rămas în aceeași direcție. Înseamnă că și-a arătat bunătatea în mod sincer. Le-a zâmbit acelor oameni, dacă vreți. Și nu le-a bătut obrazul când au strigat răstignește-l. A avut aceeași atitudine plină de liniște și de pace și de bunătate. Dacă e ceva nevoie în vremurile noastre, e nevoie de oameni buni. Haideți să vă arăt cum e caracterizată aici, în textul ăsta, bunătatea lui Dumnezeu. Știți cum se poate caracteriza bunătatea unui om? Prin modestie. Domnul putea să intre
pe cel mai pompos cal, dar a ales să intre într-un mod modest. Prin modestie, omul își poate arăta bunătatea, dar diavolul și modestia a pervertit-o. Ia, cum zicem noi românii? A, păi a venit unul, zice, păi și cum arăta? A, așa, modest, cu haine rupte. Nu, modestia nu se arată prin hainele rupte. Aia cu haine rupte poți fi șarlatani. Modestia nu se arată prin faptul că ești răpciugos. Nu. Modestia se arată printr-o atitudine caldă. Poți să ai cele mai scumpe haine pe tine și să arăți o bunătate excepțională printr-o modestie frumoasă, prin acea atitudine caldă pe care o arăți celor de lângă tine, îi vei câștiga și pe farisei și pe instabili. Pentru că Domnul la un moment dat își mai arată, dacă vreți, știți cum se mai arăta bunătatea lui Dumnezeu aici? Prin soluții date. Ia auziți, prin a fost Domnul bun, zice așa, voi merge și dezlegați măgărușul și dacă vă va întreba cineva de ce îl luați, vă descurcați voi cumva. Nu mă interesează că sunteți oameni mari, aveți pile, relații, aduceți măgărușul. Hai, faceți să fie bine, un lucru vă cer și eu. Nu. Știți de ce Domnul le-a dat soluția? Că era bun cu ei. Prin momentul în care eu mă implic în viața unui om și îi dau soluție și nu las așa, dacă vreți, dezechilibrat și aruncat în hăul problemelor și poate am soluția în mână, nu-i spun du-te mă și descurcă-te când un tată, printr-o educație greșită, ascultați-mă, la un moment dat ia copilul și îl duce la lucruri poate prea mari pentru el și zice că vrea să-l învețe, vrea să facă om călit din el și duce și spune du-te și du plasa asta de 100 de chile, du sacul ăsta de 100 de chile, copilul are vreo 12-13 ani, du sacul ăsta de 100 de chile până în capătul străzii și ai înapoi. Și copilul poate se chinuie și tata zice, lasă-l să se chinuie, lasă-l să-și bată mintea, lasă-l să găsească el soluții. Nu, asta nu-i bunătate, e șarlatanie, n-are nicio treabă cu bunătatea. Dacă tata vine și îi spune, uite, sacul ăsta de 100 de chile, trebuie să-l duci până în capătul străzii, să-l aduci înapoi. Și ăla se uite, deja e blocat, pe cum să leagă, săracul nu ridică nici 50. Și tata vine și spune, vino aici, iei căruțul ăsta, prins de el, te duci și pui sacul, și îl tragi după tine până în capătul străzii și îl aduci înapoi. Și când vine copilul înapoi, a avut o dublă acțiune. A mai învățat ceva printr-o ascultare frumoasă. Și mai rămâne un tată care aplaudă. Bravo! În momentul în care noi nu suntem oamenii soluțiilor și poate suntem doar oamenii care apăsăm, dăm, ne spunem doar părerea, dar n-avem soluție, să știți că în momentul ăla bunătatea a dispărut. Ea nu este. Modestia și soluțiile sunt dovada unei bunătăți. Domnul a zis, uite, eu am soluție pentru voi și vă dau, nu vă las fără de soluție. E atât de mare nevoie în vremea asta de oameni buni, de oameni care să trăiască în bunătate. Vă rog, dezvoltați bunătatea în viețile dumneavoastră. Dezvoltați bunătatea în casele dumneavoastră. Arătați acea modestie frumoasă și caldă. Acea modestie în care, nu știu, te duci, mi-aduc aminte, eram undeva în Oradea și un frate a vrut să se întâlnească cu mine și ne-am pus undeva la un restaurant la masă și a venit un frate și a zis, frate Alin, vă cunosc, vă știu de pe internet, frate Alin, mă bucur să te văd. Știți care a fost prima mea reacție? Măcar că fratele vrea să vorbească atunci cu mine, dar noi mai aveam timp. Știți care a fost prima mea reacție? Ia locul noi la masă. Păi nu, că poate vă da... Mă, ia locul noi la masă, nu știam cine a fost în viața mea. Ia locul noi la masă. Frații mei, fratele, prietenul meu e martor la ce vă spun. N-a scos un sunet, fratele ăla. La un moment dat, discuția noastră nu mai putea să mai meargă în direcția care ne-o doream. Am început să discutăm generalități. I-am comandat și lui, am mâncat toți. S-a ridicat de la masă și cu lacrimi în ochi ne-a spus la amândoi, mulțumindu-i și prietenului meu, care a fost foarte civilizat. Vă mulțumesc din toată inima că preț de câteva momente v-ați făcut timp să stați și lângă un amărât ca mine. Au stat doar cu noi, atât, au stat doar cu noi. A fost, dacă vreți, o dovadă a modestiei. Nu am fost noi aroganța aia, bă, bine, salut, pace, duce. Nu, pentru că oamenii, prin atitudini modeste, frumoase, creează legături extraordinare, pline de bunătate. Într-o lume foarte egoistă, într-o lume distrusă de egoism, într-o lume distrusă de individualism, într-o lume sfârmată de eu și cu mine și atât.
Să mai fie oameni buni care să-și arate bunătatea prin faptul că, prin modestia lor, îi strâng și pe alții pe lângă ei, le dau soluții, le dau sfaturi, le sunt alături. În dimineața aceasta îmi doresc din toată inima ca această categorie prefigurată de Mântuitorul plină de bunătate să se vadă și în viețile noastre ale tuturor. Să se vadă și în inimile noastre, să fim oameni buni, să fim oameni care să ne arătăm bunătatea în fiecare moment al vieții. Urmează să cântăm și apoi vom încheia slujba. Dar în timpul acestei cântări, dragii mei, vă rog din toată inima, gândiți-vă la aceste trei categorii de oameni. Fiecare dintre noi ne putem face o scurtă analiză. Măi, viața mea e cumva instabilă, îs naiv, mă las dus de valul societății sau am puterea să mă țin de Biblie? Să vă gândiți dumneavoastră, am oarecum plăcerea în a sta în anturajul oamenilor prefăcuți? Îi știu că-s prefăcuți, dar îmi place să stau cu ei? E contagios. Veți plăti poate o sândă împreună. E complicat. Dar să-i spunem Domnului mai apoi în rugăciunea pe care o vom face după ce vom cânta, Doamne, știi ce te rog? Simplu, ajută-mă să fiu bun. E cel mai simplu, ajută-mă să fiu bun. Ajută-mă să-mi arăt bunătatea. Ajută-mă să-mi manifest bunătatea. Ajută-mă să arăt tuturor că eu sunt bun. Că vreau să arăt aceeași bunătate pe care tu mi-o arăți. Și în fiecare zi a vieții să trăiesc înconjurat de bunătatea ta pe care să o răspândești și altora. În felul acesta, dragii mei, casele noastre, bisericile noastre, comunitățile noastre vor fi cu siguranță schimbate și transformate. Și Dumnezeu așa să ne ajute pe toți. Amin.